Generație, aspirație, interdicție, demonstrație, revoluție, figurație, emanație, operație. 1992, România, o țară în criză, în campanie electorală, cu politicieni preocupați de binele poporului, oameni săraci. Exercițiul lui Valis Terian ajunge hit. Declarație, terorație, legislație. Vă sună cunoscut? Retribuție, imitație, satisfacție, peție. După o revoluție, trei mineriade și o brumă de democrație, anul 1992 debutează cu o numărătoare. Merge? Toată lumea a vrut să știe câți am rămas, la ce ne închinăm și drept ce ne dăm atunci când suntem întrebați de naționalitate. La recensământ aici trăiau 22.810.000 de români. Eram mulți, așa că străinii au venit să înfieze. La începutul lui 92, aeroportul Otopeni arăta ca o grădiniță. Oameni cu copii în brațe, părinți adoptivi fericiți, intermediari cu papornițe care verificau greutatea mărfii. Copiii adoptați părăseau România. How much did you pay for this adoption? What adoption? For these adoptions. How many lei or dollars? The work involved to do an adoption in Romania for your hotel accommodation, your transportations, and your translations and your interpreters and things run around $5,000 for all of the work. În țară, minorii semnau procese verbale pentru adopția fraților. Închis paranteza, așa, să fie înfiată de o familie cu posibilități, da, care să fie un viitor fericit. Pe același aeroport Otopeni, în Săptămâna Mare, aterizează regele Mihai. Doi ani la rând, guvernanții s-au temut să-l primească în țară și l-au întors din drum. Acum primește undă verde. Urcați prin pomi sau pe schele, sperând într-o schimbare, aproape 1 milion de români, după cum spuneau ziarele vremii, au ieșit în stradă să-și întâmpine regele. Spiritul revoluției încă mai pulpuia, iar oamenilor nu le trebuia mult să umple străzile. Acest timp, în ciuda măsurilor luate de guvernul Solojan, criza economică se agravează. Dolarul crește. Aveți ceva de schimbat? Ai ceva de schimbat? Dolar mărci? Se deschide piața valutară, iar pe lângă casele de schimb apar valutiști. Să faci o șmecherie la ora actuală e ceva, trebuie să-ți meargă capul. Deci, de exemplu, noi mergem la o casă de schimb, filăm fraierul, el vine să schimbe. Vino cu asta. Chiar te rog să vin cu asta. Îl bag într-un gang. Eu îi arăt. Uite, atâta îți dau. Îi număr banii pe față și eu, de fapt, îi bag ziare. Ajunge, un elastic, îl art. Inspirați de filmele cu gangster, Spartacus, Ninja și Profesorul erau celebri în Berceni. Auzi? Nu te spart. Mai mă cunoști? Nu știi când te-am dus cu Mercedes-ul atunci? Nu mai știi? Și dacă tot a venit vorba de bani, Clujul devine o adevărată meca a României. Atrași de mirajul îmbogățirii, sute de mii de români s-au așezat la cozi de kilometri, depun pungi de bani, iar după o perioadă iau de 8 ori mai mult. Toată această schemă financiară se numește Caritas, un joc de întrajutorare. Ioan Stoica, părintele sistemului, pozează în Salvatorul Națiunii și Mesager Divin, iar românii cad la picioare, cu bani cu tot. Firma Caritas și domnul Stoica merită considerațiune și stimă și respect! Cum se poate de 8 ori? Asta face parte dintr-un secret. Și așa cum eu de mai multe ori am declarat, ăla nu se mai numește secret dacă îl mai cunoaște încă cineva. Sediul Caritas funcționează pentru început chiar în clădirea prefecturii. Totul se întâmplă cu acordul statului. Garnituri de treni sunt suplimentate către Cluj. În această degringoladă financiară, cu legătură sau nu, Holograf lansează hitul Banii vorbesc. Banii vorbesc! Printre stivele de hârtii, banul pare că nu mai are valoare. Și în fața magazinelor din Cluj se formează cozi imense. Cu banii de la Caritas, românii cumpără tot.
Caritasul se extinde și în alte orașe, apar noi rețele de întrajutorare. La București, Petre Roman rupe prietenia cu Ion Iliescu și formează Partidul Democrat, iar guvernul ia decizia ca românii să devină în masă acționari. Se împart certificatele de proprietate. Aceste certificate vor avea o valoare declarată și, pe urmă, valoarea de piață la care se vor efectua tranzacțiile. Românii sunt însă tot mai săraci. În acest context, la București, Ștefan cel Mare și Constantin Brâncoveanu sunt declarați sfinți. În Iugoslavia începe războiul. Mai bine colan decât activist, mai bine mor! Toamna lui 92 îi găsește pe români la mitinguri electorale. Se organizează alegeri și 8 partide politice intră în Parlament, în timp ce pentru președinție se organizează al doilea tur. În competiție, Emil Constantinescu și Ion Iliescu. Câștigător, Iliescu. Între cele două tururi, românii au cu adevărat parte de un moment istoric. Michael Jackson vine în România. De români iau cu asalt Stadionul Național. Un vis devenea realitate. Primul concert de proporții la noi în țară. Aflat la final de mandat, Teodor Stolojan demisionează, iar Ion Iliescu numește un independent la șefia guvernului, Nicolae Văcăroiu. Pleacă Stolo, vine Văcă. 1993. Este anul dozatorului. Românii beau apă cu bule amestecată cu esență de suc. La orice colț de stradă găsești un dozator. Criza economică atinge proporții nebănuite. Inflația ajunge la 300%, prețurile explodează. Într-o imagine din acea perioadă se vede cum prețul unei chiftele, de exemplu, crește de la 500 la 2000 de lei într-un singur an. Sărăcia pune stăpânire pe țară. Se introduce taxa pe valoare adăugată, iar guvernanții încep să negocieze cu oficialii femei. Oamenii ies în stradă. Partidele caută soluții. Într-un limbaj de lemn, fără să spună nimic, politicienii vor să lase impresia că au rezolvarea. Discuțiile, ca de obicei, au fost deosebit de responsabile din partea tuturor formațiunilor politice deschise, aceasta neînsemnând altceva decât că există o participare efectivă a formațiunilor politice în actul esențial de guvernare și nu în detaliile acestea. A venit și vremea ta, a căroiu drumul ta! Am desprins o serie de idei noi care vor face obiectul abordărilor în cadrul întâlnirilor între executiv și partidele care susțin guvernul. Vă mulțumesc! Jos cu guvernul! Nimic nu pare să funcționeze. Un om moare în centrul Bucureștiului. Este dus la morgă cu autobuzul. Corpul victimei a fost transportat la IML cu un autobuz de pe linia 133. În apartamente, frigul face ravagii. Românii nu au bani pentru căldură și în multe case caloriferele sunt mai reci decât afară. De două luni de zile nu m-am spălat pe casă. Pe cine poate să spălăm frigul pe care este? Uitați-vă și noastră la termometru câte grade sunt. Alba Neagra devine jocul oficial al străzii, în timp ce furturile scapă de sub control. Acest anunț este afișat în Gara de Nord. Oamenii încep să fie atenți la cum își poartă valorile. Da, mergeți în altă parte, vă rog frumos. Promptă, ca întotdeauna, poliția este la datorie. Mergeți pe linie aici, că oamenii vând lucrurile din casă. N-au ce mânca, nu au ce mânca. Mergeți pe linie pe aici, la fiară. Să vedeți. Păi de ce stați? De ce stați, mă? Păi de ce stați? De ce stați? 1993 este anul cu cea mai mare devalorizare a leului. Prețul dolarului crește de 3 ori față de 1992. Pentru unii însă această perioadă este mană cerească. Impresionat de filmul Dallas, afaceristul Ilie Alexandru, arestat mai târziu pentru evaziune fiscală, aruncă sume uriașe pentru a ridica în slobozia o copie a ranchului familiei Ewing. Un loc aparte în istoria anului 1993 îl ocupă revoltele din mai multe zone din țară, unde comunitatea majoritară s-a ridicat împotriva țiganilor. La Hădăreni, în județul Mureș, 4 țigani au fost uciși, iar casele a zeci de familii au fost făcute una cu pământul. Oamenii au fost mutați într-un grajd, iar jurnaliștii străini găsesc aici imagini asemănătoare cu cele din Somalia. Pe șapte voi,
La București, artistul Luchia Mihalea este omorât în apartamentul său de doi tineri. La Tiraspol, Ilie Ilașcu este condamnat la moarte prin împușcare pentru instigare la acte de terorism. Bucureștenii ies din nou în stradă. Nu plecăm acasă! Ilașcu nu ne lase! Finalul de an ne găsește în Consiliul Europei, unde România este admisă ca membru cu drepturi depline. Femeii ne împrumută 70 de milioane de dolari. Motiv numai bun de serbare. În 1994, Bucureștiul intră în istoria diplomației mondiale. La forumul Transmontana, în Casa Poporului, se întâlnesc prima dată în public Shimon Peres, atunci ministru de externe al Israelului, și Yasser Arafat, liderul Organizației pentru Eliberarea Palestinei. Întâlnirea a fost urmată de procesul care a dus la constituirea autorității palestiniene. Este anul în care România aderă la diverse organisme internaționale. Suntem vizitați de șef de stat, iar mai mari de la București sunt primiți peste tot în lume. Cu toate acestea, un uriaș scandal politico-mediatic izbucnește. Un raport al Consiliului Europei este dat publicității. Sistemul democratic și instituțional din România este aspru criticat. Poliție, SRI, administrație, presă, biserică, sindicate, nimic nu scapă. Atingem un număr record de șomeri. Oamenii sunt în stradă. De ce a mărit prețul până când să-mi dea salarii la oameni? Asta e democrația! Am înțeles, am înțeles. S-a scumpit totul, din ce trăim? Din ce? Din ce? Din ce muncim? Din ce mâncăm? Din ce mâncăm? Putem înțelege! De ce e nenorocire? E nenorocire! Mănâncă, bea, mănâncă, bea, dar nu ce facem? Demonstranții sunt însă potoliți cu bastoane și scuturi. Pentru șeful statului sunt doar mișcări anarhice. Este la fel de important acum să determinăm un comportament responsabil în toate sectoarele vieții noastre sociale, să nu compromitem stabilitatea socială prin mișcări anarhice, cum sunt așa numitele greve spontane. Când credeam că nu mai avem scăpare, vin și veștile bune. Roberta Anastase, actual șef al Camerei Deputaților, iese Miss România și pleacă la mondiale. Romania! Bună ziua, my name is Roberta Anastase and I'm coming from the country where the news makes its delta, Romania! Și veștile bune nu se opresc aici. La recomandarea președintelui american Bill Clinton, România beneficiază încă un an de reînnoirea clauzei națiunii cele mai favorizate în relațiile cu Statele Unite. România participă la primul exercițiu NATO, în Polonia. În Iugoslavia, războiul continuă. Embargoul impus de comunitatea internațională Serbiei este mană cerească pentru românii aventurieri care trec Dunărea în fiecare noapte cu bărcile încărcate cu benzină. Am vrut să ne plimbăm și noi puțin. Băi, să fiți băi ai dracului, că voi nu treceți peste frontiere benzină. Nu. Ca să nu fie împușcați de grăniceri, traficanții încarcă bărcile cu minori. În fiecare noapte, poliția arestează cel puțin 30 de persoane. Mulți s-au îmbogățit și au existat voci care susțineau că traficul peste Dunăre se desfășoară cu îngăduința unor înalți demnitari de la București. În 1994 este și anul în care România a urcat cel mai sus în ierarhia fotbalului. La mondialele din Statele Unite am ajuns în sferturile de finală. La întoarcerea în țară, mulțimea cerea ca Gheorghe Hagi să fie ales președinte. Hagi alege să se însoare. În 1995 începe cu o majorare uriașă a datoriilor către stat. La 1 ianuarie taxele au crescut de 20 de ori. Majorarea face victime. În prima zi a anului, Ana Moraru moare în circa financiară când vede cât are de plătit la stat. Ce cum a fost impozitul a căzut pe spate, ce să mai? Doamne ferici, să fie țărna ușoară. Vezi adevărul, ce să mai? Uite și eu 7 miare. Scurt. Asta e. Tot înainte ca pionierii. În primăvara lui 1995 se întâmplă cel mai grav accident din istoria aviației române. Airbusul A310, care zbura de la București la Bruxelles, se prăbușește la doar 3 minute de la decolare în apropierea localității Balotești. Nu există supraviețuitori. 61 de oameni au murit. Cauzele accidentului nu sunt clare nici astăzi.
1995 este anul accidentelor aviatice. Încep să cadă celebrele MiG-uri, piloții mor pe capete. Principalul motiv pentru care pică MiG-urile este lipsa de antrenament a piloților. În general, un pilot pe MiG-21, mai ales în condițiile de azi, zboară foarte puțin într-un an de instrucție. Deci asta se rezumă la 30 de ore, 30 ceva de ore, ceea ce după unii specialiști este sub limita morții. Limita morții este dată la 40 de ore. Da. În țară, criza economică se agravează. Un dolar ajunge la 2500 de lei, o creștere de aproape 7 ori față de 1992. Guvernanții caută soluții și se laudă cu surle și trâmbițe că au găsit salvarea. Începe Marea Cuponiadă, un program de privatizare în masă. Cine a împlinit 18 ani primește un cupon cu acțiuni la întreprinderile statului. Mă simt foarte bine pentru că a făcut o egalizare totală. Emblema programului de privatizare este gânditorul de la Hamangia. Hotărârea aparține guvernului. Un program demarat cu intenții bune, dar care sfârșește prost. Apar bișnițare de cupoane. Multe fabrici și uzine care de bine de rău mai funcționau ajung ruine și sunt vândute la fier vechi. Nu vă lăsați influențate de presă. Circuitul Caritas va trăi cât trece un beton. La Cluj, epopeea Caritas i-a sfârșit. Ioan Stoica, fondatorul sistemului financiar, este arestat pentru înșelăciune, false în acte și uz de fals. Domnule președinte, conștiința mea este un păcat. Eu consider că cel mai mare proces în viața unui om este procesul conștiinței. Conștiința mea este un păcat, stimate domnule președinte. Sute de mii de oameni rămân cu buza umflată. În momentul arestării, Stoica mai avea în cont 3 lei. Cu 2 ani înainte, Ana Potcoavă compunea poezii de preamărire închinate patronului Stoica. Acum a rămas leftere. Statul este complice la hoție, un hoț a furat pentru alți hoți care conduc astăzi România. Ioan Stoica este condamnat la 7 ani de închisoare, dar stă doar un an după gratii. Nu este clar cum autoritățile statului au permis să se întâmple excrocheria de la Cluj. Multe voci susțin că banii au ajuns în buzunarele unor politicieni, poliții și membri ai serviciilor secrete. Nimic nu s-a dovedit, iar acum totul este istorie. Suferințele au trecut, totul e ca viitorul să asigure pentru țară ceva bine. Restul mare importanță. Pe 11 noiembrie, scena politică și toată țara este zguduită de vestea că țărănistul Corneliu Coposu a murit. Mai repede, mai repede, mai repede. Oamenii ies în stradă. A fost un om deosebit. 17 ani în pușcărie. 9 ani, așa. Și e o treabă extraordinară. Acest om este erou național. Este simbolul românismului și al istoriei. Pentru următorii 50 de ani este cea mai mare pierdere pentru România. Sediul PNC este luat cu asalt de oameni din toată țara. Mulți reprezentanți ai puterii, foști adversari ai lui Coposu, sunt scoși prin spatele clădirii pentru a nu fi linșați de mulțime. Mașina în care se afla președintele Senatului, Oliviu German, este atacată. La ieșirea din sediul PNCCD, Oliviu German a fost huiduit de cei care se aflau în fața sediului, iar farurile mașinii sale au fost sparte. Ei au considerat că reprezentanții partidului de guvernământ care l-au contestat pe Corneliu Coposu vor acum doar să câștige capital electoral. Peste 100.000 de oameni din București și din toată țara au participat la funeralii. Dar viața merge mai departe. La finalul anului, cu mare tantam, este prezentată Dacia Nova, concepție și realizare integral românească. Cade un alt avion românesc, de data aceasta la Verona, în Italia. 47 de oameni au murit. La București are loc și prima schimbare de sex. Chirurgul Ioan Lascăr este obligat, printr-un ordin judecătoresc, să efectueze complicata procedură. Foarte pe scurt, trebuie să transferăm organele genitale masculine în organele genitale feminine. Sorin Rațiu devine Sorin Arațiu. Povestea ține capul de afiș mai multe săptămâni. Și la capitolul muzical stăm bine. Este anul în care toată lumea cântă despre o petrecere prin Transilvania, mare hit la vremea respectivă. Este promulgată legea caselor naționalizate, se înființează Compania Națională de Autostrăzi, iar guvernul decide că nu se mai admite acordarea unor prenume indecente sau ridicole nou-născuților. Pe 1 decembrie 1995, cu îndemnul Te uiți și câștigi, se lansează ProTV. Te uiți și câștigi.
cele mai bune știri de televiziune. La noul Pro TV, de la 1 decembrie. Bună seara, România! Bună seara, București! Sunt Andreea Esca. Pro TV vă salută! România avea o nevoie de divertisment. Pentru perioada post-revoluționară, Pro TV înseamnă cea mai mare investiție de capital străin într-o companie privată în România. Cu mii de filme, divertisment și știri din toată lumea, televiziunea din Pache Protopopescu devine imediat un adevărat fenomen. Meș! În Meș! Alo, bani, Emilia! Deși ai greșit prima dată, te-ai corectat, ai avut mare noroc. Emilia, ultimul milion pe anul ăsta! Anul 1995 se încheie cu ProTV. Într-o lume săracă, cu politicieni lipsiți de interes și soluții, ProTV înseamnă scăparea, o evadare către Occident. Aici te uiți și primești nu doar divertisment și informații, ci și bani. În noaptea dintre ani, ProTV a dat 110 milioane de lei, o sumă uriașă pentru acea dată. Ce poreclă primise Frank de la fratele său? Față de Bihor! Trecem în 1996, alt an electoral, alte promisiuni, devalorizare, tranziție, mitinguri, retribuție și așa mai departe. Cuvinte noi pentru români învățate în mare parte și mai ales trăite în anii 1992-1995.